Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în această zi de marți, 29 octombrie anul Domnului 2019. Bun regăsit, dragilor! Avem ceva subiecte interesante și urmează și alte subiecte interesante, pentru că nu-i așa, trăim în lumea în care totul se învârte în jurul Americii. Cel puțin așa ni se spune. Suntem în Uniunea Europeană, dar suntem și în blocul NATO, da, Nord-Atlantic. Și să nu uităm că America este cumva partea Europei, sau dacă vreți altfel, Europa este partea Americii. Începem cu un discurs absolut uimitor și în același timp plăcut al Procurorului General al Statelor Unite ale Americii. Procurorul William Barr, care a făcut o analiză necruțătoare a degradării societății americane aflate sub asediul forțelor progresiste. Este un discurs foarte lung, care a fost rostit pe 11 octombrie la Facultatea de Drept a Universității Notre Dame din Indiana, un discurs despre libertatea religioasă din Statele Unite. Bineînțeles că a făcut vâlvă în presă, titlurile au fost care mai de care, mai poetice, mai metaforice, mai... Știi că presa inventează așa uneori niște titluri ca să te atragă. Prima epistola a lui Bill Barr către barbari, spune The New Republic. Înțelegerea proastă și brutală a primului amendament de către William Barr, zice presa oponentă The New Yorker. Este acesta strigătul de ajutor al lui Barr, se întreabă Washington Post. O amenințare la adresa democrației, vede chiar The Guardian. Da? Și William Barr este băgat până în gât în instituțiile catolice extremiste, spune The Nation. În fine, comentează la noi evenimentul zilei că nici împotriva lui Donald Trump nu s-a văzut o asemenea revărsare de ură. Și pe bună dreptate, deoarece, cum spuneam, discursul lui William Barr face o analiză tăioasă a degradării sociale și politice a Statelor Unite sub asediu forțelor care își pun progresiste. Și o să mai discutăm despre progresismul din Statele Unite, pentru că avem și în România o analiză foarte interesantă a modului în care Donald Trump a ajuns președinte, fiind votat de către oamenii care s-au săturat de atâta progresism. Așadar, William Barr, să spicuim și noi din discursul dumnealui, este foarte mare, nu o să avem timp să-l citim tot în emisiune, dar zice așa, de la părinții fondatori ai Americii a existat un puternic consens legat de importanța esențială a libertății religioase în Statele Unite. Imperativul protejării libertății religioase nu era doar o plecăciune făcută către cele sfinte, ci el reflecta convingerea părinților fondatori că religia este indispensabilă menținerii sistemului nostru liber de guvernământ. Zice de Constituția Statelor Unite, care limitează puterile guvernului, asigurând același timp oamenilor totală libertate de a ne urma viețile atât ca indivizi cât și ca asociați. Vorbește despre libertate și spune că în secolul 21 ne confruntăm cu o provocare cu totul diferită. Ceea ce prevedeau părinții fondatori ca test suprem ca societate liberă, și anume... Care este această amenințare? Cred că zice de indivizii, deși au potențialul de a face mult bine, au și capacitatea de a provoca mult rău. Oamenii sunt supuși patimilor și poftelor puternice și, în absența înfrânării, sunt capabili să-i calce în picioare pe vecinilor și comunitatea în general. Nici o societate nu poate exista fără mijloace de înfrânare a rapacității individuale. Bun. Dar dacă te bazezi pe puterea coercitivă a guvernului pentru a impune restricții, aceasta va duce inevitabil la un guvern prea dominator, care va provoca dispariția libertății, rămânând doar cu tirania. Pe de altă parte,
Dacă înfrânarea nu este eficientă, rezultatul este la fel de periculos, și anume imoralitatea, goana neînfrânată după satisfacerea poftelor personale în detrimentul binelui comun. Aceasta nu este altceva decât o altă formă de tiranie. Individul este aservit poftelor sale și șansele unei vieți din comunitate sănătoase se prăbușesc. Prin urmare, părinții fondatori au decis să riște și au numit aceasta un mare experiment. Vor lăsa oamenilor o mare libertate, vor limita puterea coercitivă a poporului și vor acorda încredere disciplinei interioare și virtuților poporului american. Am pariat, zice Madison, pe capacitatea fiecăruia dintre noi de a se guverna. Asta este ceea ce se înțelege cu adevărat prin autoguvernare. Care este sursa puterii acestui control interior? Într-o republică liberă, aceste restricții nu puteau fi implementate de niște regi filozofi. Prin urmare, ordinea socială trebuie să decurgă de la oamenii înșiși, ascultând liber de preceptele, valorilor morale interioare și împărtășite de ceilalți. Și, în fine, se ajunge până la urmă la viziunea părinților fondatori, în care guvernarea liberă era potrivită și durabilă doar pentru un popor religios. Foarte interesant cum William Barr ajunge la religie plecând de la autocontrol. El zice așa, un popor care recunoaște că există ordine morală transcendentă ce precede deopotrivă legislația de stat și legile omului și care are disciplina de a se controla pe sine potrivit acestor principii durabile. Nu avem un guvern înarmat cu o putere capabilă să lupte cu patimile omenești, spunea John Adams. Neînfrânate de moralitate și religie aceste patim. Constituția noastră a fost făcută doar pentru un popor moral și religios. Ea este total inadecvată pentru orice fel de alt guvern. Foarte interesant, așadar, în viziunea Procurorului General al Statelor Unite, libertatea este cu adevărat folositoare dacă omul înțelege relația corect, relația lui cu Dumnezeu. Da? E ca la Biblie, până la urmă. Hristos a zis, adevărul vă va face liberi. Dar adevărul ne eliberează cu adevărat. Libertatea nu poate fi utilă decât dacă slujește adevărului. Dacă nu slujește adevărului, libertatea devine minciună, robie, patimă, cum zice William Barr. Prin urmare, analizează mai departe procurorul general cum favorizează disciplina morală, religia și virtuțile necesare pentru a susține o guvernare liberă. În primul rând, ne furnizează bunele reguli după care să trăim. Generația fondatoare era creștină. Ei credeau că morala iudeo-creștină corespunde adevăratei naturii a omului. Aceste precepte morale încep prin două porunci importante. Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ele ne oferă și o îndrumare pentru legea naturală, ordine morală, reală și transcendentă, care decurge din legea eternă a lui Dumnezeu. Deci, iată calea adevărată a omului. Seculariștii moderni resping ideea aceasta de moralitate ca pe o superstiție dintr-o altă lume impusă de un cler care vrea să distrugă bucuriile vieții. În realitate, standardele morale iudeo-creștine sunt regulile utilitare supreme pentru conduita umană. Da? Ele reflectă regulile care se potrivesc cel mai bine omului nu cândva în viitor, ci chiar aici și acum. Ele sunt ca un manual de instrucțiune a lui Dumnezeu pentru o mai bună funcționare a omului și a societății umane. Absolut superb acest discurs care ne învață că religia contribuie la formarea unei culturi morale în sânul societății care inculcă și întărește disciplina morală. E evident, dar vezi cu ochiul liber că acolo unde credința scade, unde religiozitatea scade, omul parcă nebunește. E atât de evident. Suntem cu toții de acord că în ultimii 50 de ani, zice William Barr, religia a fost din ce în ce mai mult atacată. Pe de o parte, m-a asistat la erodarea constantă a sistemului nostru moral iudeo-creștin tradițional și la un efort global pentru alungarea sa din spațiul public. Pe de altă parte, constatăm ascensiunea galopantă a secularismului și a doctrinei relativismului moral. Această bulversare morală a avut consecințe catastrofale. Practic, toate măsurile de patologie socială continuă să câștige teren. Da?
În 1965, rata ilegalităților era de 8%. În 92, în timpul primului meu mandat de procuror general, era de 25%. Astăzi este de peste 40%. Numeroase dintre zonele noastre urbane, această proporție este de circa 70%. În paralel cu distrugerea familiei, observăm nivelul record de depresie și de boli mentale. Adolescenții demoralizați, o rată a sinuciderilor în creștere, tot mai mulți tineri furioși și alienați, o explozie a violenței fără sens și o epidemie mortală a drogurilor. Bun, nu voi zăbovi asupra tuturor rezultatelor noi epuri seculariste, spune William Barr, este suficient să spun atât. Campania care urmărește nimicirea ordinii morale tradiționale a provocat suferințe imense, distrugere și mizerie. Și totuși, forțele seculariste, ignorând rezultatele tragice, continuă cu un militantism sporit. Printre aceștia sunt așa mulți ziși progresiști. Dar unde este progresul? Ni se spune că trăim într-o eră post-creștină, dar cu ce a fost înlocuit sistemul iudeo-creștin? Ce poate acoperi vidul din inimile indivizilor? Care este sistemul de valori capabil să susțină viața socială a oamenilor? Adevărul este că nicio credință seculară nu este capabilă să joace rolul religiei. Bam! Da? Știința ne arată că religia face parte integrată din dezvoltarea și prosperitatea lui Homo sapiens de la apariția noastră acum 50.000 de ani. Doar de câteva sute de ani am experimentat o viață fără de religie. Ce numim astăzi valori nu sunt în realitate decât simple sentimente izvorând din creștinătate. Au fost vremuri și locuri când ordinea morală tradițională a fost guduită. Consecințele haosului moral devin prea presante. Gândirea oamenilor cum secate se revoltă. Asta este fraza cheie care a dus și la câștigarea alegerilor de către Donald Trump. Oamenii s-au săturat de atâta progresism, de atâta corectitudine politică, de atâta maimuțăreală de a bărbatul și de a femeia. Ba ne credem bărbați, ba ne credem femei, ba, credem că o familie poți să faci oricine cu oricine și așa mai departe. Și zice, astăzi ne confruntăm cu ceva diferit care ar putea demonstra că nu ne mai putem bizui pe revenirea pendulului. Știi, zice de principiul pendulului, adică a fost o deviere morală și am revenit. A fost un atac asupra religiei, am revenit. Azi însă avem de-a face cu altceva. Există mai întâi forța, fervoarea și amploarea asaltului împotriva religiei pe care îl trăim azi. Nu este putrefacție, este distrugere organizată. Seculariștii și aliații lor dintre progresiști au mobilizat toate forțele din mass media, din cultura populară, din industria divertismentului și din lumea universitară într-o ofensivă fără răgaz împotriva religiei și a valorilor tradiționale. Aceste instrumente sunt utilizate nu doar pentru a promova ortodoxia secularistă, mă rog, nu înțelegeți aici ortodoxia ca fiind cultul, confesiunea ortodoxă. Ortodox este un cuvânt care poți să-l aplici multor confesiuni, chiar și secularism. Există un secularism ortodox, adică drept, cum există și secte seculariste, da? În sensul ăsta trebuie să înțelegem. Deci, instrumentele sunt utilizate nu doar pentru a promova secularismul ortodox, să zicem așa, dar și pentru a copleși și a rece la tăcere vocile opuse, pentru a ataca în mod brutal și a ridiculiza toți dizidenții. Proiectul secularist a devenit el însuși o religie, impusă cu fervoare religioasă. El își însușește toate caracteristicile unei religii, inclusiv judecata inchizitorială și excomunicarea. Cei care sfidează credința secularistă riscă o ardere figurată, ostracizare socială, educațională, profesională, excluderea prin intermediul proceselor și campaniilor furibunde pe rețelele sociale. Așadar, trăim într-o epocă a distracției în care ne putem adânci într-o lume a stimulilor digital și a conectivității universale și avem mijloace aproape nelimitate de a ne satisface toate poftele fizice. Este un alt fenomen care suprimă mecanismele de autocorecție socială. Aceasta face și mai dificilă refacerea societății.
În trecut, când societățile erau amenințate de haosul moral, ce se întâmpla? Societatea dădea înapoi și își revalua drumul de urmat. Astăzi, în fața tuturor acestor patologii crescânde, în loc să atace cauza subiacentă, statul joacă un rol de atenuator al consecințelor nefaste. Facem apel la stat să reducă costurile sociale ale prostului comportament personal și ale responsabilității. Reacțiile la ilegalitățile crescânde nu este responsabilitatea sexuală, ci avortul. Reacția la toxicomanie sunt sălile de stat pentru injectare sigură. Soluția la distrugerea familiei este transformarea statului într-un ersatz de soț pentru mamele celibatare și un ersatz de tată pentru copiii lor, adică surogat. Se cer tot mai multe programe sociale pentru a trata distrugerea, în timp ce credem că rezolvăm problemele, de fapt le întreținem. Și, deci, foarte interesant, ce să mai zic, deja l-am citit aproape tot. Și mai zice interesant de modul în care legea este utilizată ca berbec pentru a sparge valorile morale tradiționale și pentru a le înlocui cu relativism moral în calitate de nouă ortodoxie. Legea este utilizată ca armă în mai multe domenii, prin legislație sau prin interpretare juridică. Seculariștii au urmărit în mod constant să elimine legile care reflectă normele morale tradiționale. Chiar așa zisa uniune dintre căsătoria dintre bărbați și femeie s-a transformat în jurisprudență, zicând că, știi, la drepturile omului spune că începând cu vârsta legală, bărbatul și femeia pot alcătui o familie. Și ei au înțeles că, stai, domnule, nu doar bărbatul cu femeia, ci și bărbatul cu bărbatul și femeia cu femeia. Înțelegi? Aici e tragerea de păr a jurisprudenței. Cum interpretezi legea? Așa au zis ei, nu, stai puțin, de ce să ne uităm numai la bărbat și femeie ad literam? Să înțelegem și bărbatul separat cu alt bărbat și femeia cu altă femeie. Și gata, a apărut interpretarea secularistă a drepturilor omului, care zice, uite că bărbații pot face familii cu bărbați și femeile cu femei. Zice de legalizarea avortului. La început... Aceasta, noua jurisprudență, implica revenirea asupra unor legi care interziceau diverse comportamente. Așa a fost decizia hotărătoare privind legalizarea avortului, apoi legalizarea eutanasiei și lista continuă. Mai recent am văzut că legea a fost folosită cu agresivitate pentru a forța persoane și entități religioase să subscrie la practici și politici opuse religiei lor. Problema nu este că religia este impusă altora. Problema este că valorile seculariste și antireligioase sunt impuse cu forța credincioșilor. Acest lucru mi-amintește că unii împărați romani nu puteau să-i lase în pace pe supușilor creștini, ci îi obligau să-și încalce conștiința aducând jertfe împăratului considerat zeu. Tot așa, activiștii seculariști de astăzi nu acceptă să trăiască, să-i lase pe alții să trăiască. Nu le place să lase persoanele religioase să-și practice credința. În schimb, par să simtă plăcere obligându-i pe oameni să-și încalce conștiința. De exemplu, ultima administrație Obama a încercat să-i constrângă pe angajatorii religioși, inclusiv ordine religioase catolice, să-și încalce opiniile religioase sincere, participând la finanțarea contraceptivelor și abortivelor în cadrul asigurărilor de sănătate. California a cerut centrelor pro-viață pentru asistarea gravidelor să răspândească pliante legate de dreptul la avort. Acest refuz de a accepta libera exercitare a religiei este relativ recent. Cu doar 25 de ani în urmă, societatea noastră era unanim de acord că legile trebuie să țină cont de credințele religioase. Dar, iată, astăzi este altfel. Bun, deci epicentrul acestor atacuri la adresa religiei sunt școlile. Pentru mine acesta este provocarea cea mai serioasă la adresa libertății religioase. Da? Și zice despre misiunea guvernului în libertatea religioasă. Numeroase state adoptă programe de studiu incompatibile cu principiile religioase tradiționale, după care părinții încearcă să-și crească copiii. Statele fac adesea acest lucru fără vreo opțiune alternativă pentru familiile religioase. În fine, este o analiză foarte tăioasă, e lungă, e foarte lungă, vă îndemn să o citiți până la capăt, o găsiți pe evenimentul zilei. Este foarte interesant ceea ce s-a întâmplat de fapt. Așa ți explic și asaltul presei seculariste. Trebuie să înțelegem că există și în presă două tabere. Da?
presa secularistă și presa de factură veche, care încă mai iubește religia și credința. Da? Deci evenimentul zilei, căutați. Titlul este puțin ciudat, nu prea are legătură cu... Omului Trump, discursul care zgâlție lumea și pe care papa nu l-ar fi pronunțat niciodată. E puțin așa, ca să atragă, știi? Nici, și papa a atras atenția de multe ori, a dat peste cap calculele secularișilor, dar venind de la un om de drept din Statele Unite, ne dezvăluie cu adevărat gradul absolut incalificabil în care libertatea umană este călcată în picioare de către forțele seculariste, cum zice domnul procuror. Și o să mai vorbim de treaba asta, este cauza pentru care Trump a ieșit până la urmă președinte, pentru că știți, în America se împarte în două, oameni religioși și oameni nereligioși. Ăia nereligioși merg pe libertinism și au fondat, au făcut Partidul Democrat, ăștia mai religioși merg pe tradiție, pe morală iudeo-creștină, cum spune și așa mai departe, și au format Partidul Republican. Și o să vedem în emisiunile următoare și noi avem analize în România care ne arată același lucru. De fapt, toată planeta este sub asaltul ăsta al secularismului asupra religiei. De asta este foarte important și trebuie să fim foarte atenți pentru că discursul vine mai ales într-o societate americană în care lucrurile sunt foarte, foarte grave, ca de exemplu faptul că societatea americană e mai mult strategie de marketing visul american, ce vedem noi despre America. Avem un interesant interviu în, nu știu cum a scăpat pe Hot News, habar n-am cum a scăpat pe Hot News, experiența unui campion român în Statele Unite, visul american e doar strategie de marketing, în realitate este o societate rigidă, nouă românilor ni se pune încă eticheta de emigrant. Fostul tenisman Marius Cristea a ajuns în America la studii cu o bursă de $50,000 pe an și a povestit experiențele pe care le-a trăit în Statele Unite. Au multe lucruri bune, dar este o societate foarte rigidă. M-am reîntors acasă fără niciun regret, dar sunt alt om. Vorbește despre sistemul american care funcționează aproape impecabil, mă refer la sistemul de securitate al cetățean, la sistemul de sănătate, nu prea există birocrație, este mult mai ușor de lucrat cu statul, nu este așa de greu ca în România. Au infrastructură, dar este un șoc cultural, urmat de o depresie. În 4 ani de zile mi-a fost imposibil să am un prieten american. Dacă ar scrie pe fruntea noastră Germania, poate ne-ar privi altfel. Când spui că ești din România, lucrurile se schimbă. Ni se pune etichetă de emigrant și acolo se închide totul. Nu te resping din star, sunt zâmbitori, dar este imposibil să creezi o legătură mai aprofundată. Mă rog, vorbește despre faptul că el vrea să facă lucrurile ca în România, se plângea la început și acolo a învățat că trebuie să fie mai responsabil, să facă lucrurile cum trebuie. Și zice că visul american este marketing, nu există țară în lumea asta care să facă marketing mai bine decât americanii, ei vând absolut orice, de la orașe, la atracții turistice sau mod de viață, dar în realitate nu prea are legătură. Mă rog, interviul este foarte interesant, iarăși este un material foarte amplu și ne vorbește despre bunele și relele americane. Vorbește despre faptul că acolo trăiești tot timpul în teroare, cu geamul antiglonț la tine, se împușcă foarte mult în America. Nu e zi în care să nu se împuște un om în America. Și vorbește despre sistemul american de sănătate, care este impecabil, dar este scump. Vorbește despre benzina ridicol de ieftin, dar care se consumă foarte mult. Mâncarea este ieftină, dar nu e sănătoasă. Și despre toate societățile, despre toate laturile astea ale societății, practic el povestește cum a trăit America și înțeleg că a rămas cam dezamăgit. Asta este. America nu este doar vis, este și tristețe, este și ilegalitate, cum spunea și procurorul american. Treaba este că noi suntem foarte conectați de America și ca să înțelegem foarte bine ce ni se întâmplă, trebuie să ne luăm foarte, cu foarte mare atenție, trebuie să luăm la studiu tot ce se întâmplă în America. Trecem de la America la Europa, unde de asemenea se pare că democrația suferă.
Brexitul se amână pentru a treia oară. Este absolut uimitor cum englezii au votat ceva și acum mai mari societății o tot învârt problema, o tot succes pe toate părțile, o tot amână, o tot... Stai că nu-i bine, stai că ne sunt afectate niște interese, stai că nu se poate să ieși oricum, trebuie să ai un acord, adică vorba aia, părăsești Uniunea Europeană, dar trebuie să continui să joci cum vrea Uniunea Europeană. Adică e mai greu să intri în Europa, dar se pare că e și mult mai greu să ieși. E greu să intri în Europa, într-adevăr, sunt condiții de aderare de una, de alta, dar ca să ieși, frate, pare imposibil. Pentru a treia oară, Brexitul va fi amânat până pe 31 ianuarie 2021. 2020. Nu e mult, 3 luni. Și oricum, dacă în astea 3 luni spune președintele Consiliului European, Donald Tusk, dacă în momentul ăsta se vor ratifica niște acorduri, până la 1 ianuarie, se poate și la 1 decembrie și la 1 ianuarie, că 31 ianuarie e data limită, da? 31 ianuarie e data limită. Da. Dacă găsim un acord, putem să ieșim și mai repede. Păi n-ați găsit unul până acum. Cum să găsiți unul de acum înainte? Se evită ieșirea fără acord, înțeleg. Toate țările Uniunii Europene au convenit săptămâna trecută asupra necesității unei a treia amânări a Brexitului pentru a evita o ieșire fără acord și s-au pus de acord să iau o decizie asupra subiectului prin procedură scrisă fără a fi necesară convocarea unui summit. Adică nici măcar nu se mai întâlnesc. Acum aș comunică scrisori, știi? Și trimit scrisori. Și deși sunt 3 ani de când britanicii au votat să iasă din UE, 52%, mă rog, au fost tot fel de scenarii, că au fost manipulați, că vai, că nu-i bine, că trebuie să repetăm referendumul. Deci este absolut, brusc democrația a sucumbat. A, nu, domnule, zice, ați fost păcăliți, n-a știu voi ce votați. Deci ce facem? Repetăm votul pe principiu, votăm până iese cum vrem noi? Sau, evident, sunt interese economice mari la mijloc, dar să nu uitați un lucru, întotdeauna economia este legată de religie. Pentru că ceea ce spunea și procurorul general al Statelor Unite, secularismul nu atacă religia ca are el așa un fix. Nu, secularismul vrea să devină el însuși o religie după care omul să se conducă. Și această nouă religie are alte interese. Omul să devină client, să devină secularizat, să devină consumist, să devină relativizat moral, să creadă în toate bazaconile în care, care se spun prin presă referitor la noile valori morale, adică stai, domnule, știi, și asta cu corupția. E interesant cum și lupta anticorupție a ajuns, de fapt, mijloc electoral. Pentru că a devenit o problemă atât de mare corupția și statele n-au fost în stare să o suprime, acum ea a devenit agent electoral. Adică avem o problemă și ne tot împăunăm că o să o rezolvăm. Și prin asta vrem să momim oamenii să ne voteze. Nu, lupta anticorupție e simplă. Pui mâna și rezolvi corupția. Și gata. Nu trebuie să faci campanie, nu trebuie să faci reclamă, nu trebuie să... Dar nu prea scad cifrele de corupție. Asta e problema. Da? Iar în cazul Brexitului, lucrurile sunt absolut uluitoare, cum de 3 ani o Uniune Europeană care pretinde că știe calea către adevăr, că știe drumul, că știe ce are de făcut, că e o garanție solidă, a bla bla și a bla bla, băi, de 3 ani nu sunt în stare să găsească un drum. Și anume, un stat vrea să părăsească Uniunea Europeană. Ce e așa greu? Așa cum a intrat, ar vrea să și iasă. Păi, e greu. E vorba de interese economice, e vorba de... Până la urmă, americanii știți de ce au votat Brexit-ul, da? Ca și la Trump. Englezii au votat Brexit-ul pentru că s-au săturat de dominația Uniunii Europene. S-au săturat să le facă alții legea la ei în țară. Asta a fost ideea principală. Dom'le, ne-am cam săturat să vină alții să ne spună ce avem noi de făcut în numele nu știu cărui bine suprem. Ia mai lăsați-ne să ne hotărâm să mergem cum vrem și noi. Și a crescut euroscepticismul atât de tare încât, iată, a dus la un vot popular
care a arătat că majoritatea britanicilor prea mai vor în Uniunea Europeană. Bine, după aia au venit sperietorile. Dom'le, că nu o să-ți găsești de muncă, că o să fie problemă cu salariile, că o să fie problemă cu taxele, că o să crească prețurile, că toate astea cu care, de fapt, Uniunea Europeană a prins în mreaja ei statele membre. Bun, eu sunt membru într-o alianță, înțeleg că am niște avantaje, înțeleg că pot fi și neplăceri, nu este absolut nicio problemă. Există în alianțe și neplăceri, certuri, opinii diferite și așa mai departe. Dar în momentul în care tu ataci valori fundamentale, da, precum credința, familia, școala, modul ăsta tradițional de a face școală e sucit pe toate părțile cu noile valori progresisto-moraliste ale societății. Exact cum zicea, deci domnul procuror are dreptate 100% în tot ceea ce spune acolo. Poate să-l acuze seculariștii că vai, a luat o razna, că e antidemocratic. Cum adică e antidemocratic? E antidemocratic să vreau să pot să-mi păstrez credința mea? Asta e antidemocrație? O înseamnă că democrația devine dictatură, frate. Cum adică să facem treaba asta? Nu se poate. Nu se poate, pur și simplu. Da, deci e foarte... E foarte strâns războiul și uitați-vă că acest subiect, de fapt, este unicul subiect ocolit de campaniile astea electorale care vin peste noi. Vor veni niște campanii electorale. Deja la noi în România cel puțin ne alegem președintele, o să ne alegem parlamentul, o să ne alegem primarii. Nu prea se vorbește de treaba asta. Mai nou văd că se evită confruntările. Înainte era așa, poporul era vibrant. Dom'le, ia să-i vedem pe ăștia cum se confruntă, să ne lămurim. Nici asta nu se mai face. Se evită confruntările, pentru că nu mai trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Numai așa, trăim în bula noastră și emitem declarații pentru votanții noștri. Deci e ceva o răsturnare în războiul ăsta informațional și sigur că războiul cu religia e un punct foarte important. Dar negat. Negat, de altfel. Știi? Dar o să vedem ce o să fie. Noi trebuie să fim însă atenți. Și în fine, pe final de revista presei, ca să vedeți unde duce relativismul moral și goana după comerț, că vă spun, economia este, cum să spun, este unul din... motoarele religioase ale lumii. Că, de fapt, religia comandă consumul. Omul consumă după cum își are principiile morale. Aia care nu prea au credință și principii morale sunt mari consumatori. De patim, de bunătăți, de nu știu ce. Uite, știrea asta ne va spune exact ceea ce v-am spus și mai devreme, că economia și, de fapt, tot interesul secularist este unul economic. Uite ce a ajuns Halloween-ul. De Halloween s-au inventat costume pentru animalele de companie. Nu mai e suficient să îmbrăcăm oamenii în vârcolaci, în vampiri, în mai știu eu ce. Da? Dom'le, trebuie să băgăm și animalele de companie, da? În seamă. De ce să n-avem și căței costumați în Halloween? Șobolonei costumați în Halloween? Asta este o piață foarte importantă, până la urmă. Pentru că asta e adevărata realitate. Piața e foarte legată de morală. De asta seculariștii atacă tot timpul religia. Pentru că religia construiește piața într-un anume fel. Mai cu echilibru, mai cu post, mai cu... Știi? În vreme ce, sigur, seculariștii își doresc consum mult, profit mult, își doresc un om pătimaș, de aceea îl și construiesc. Un om libertin, un om care să sară după prima reclamă, după primul produs văzut în reclamă, după primul iPhone, după primul telefon mai nou apărut pe piață, să facă na, cozile alea care sunt, știi? Ne acuză pe noi că stăm la coadă la sfinții noștri, să ne cinstim sfinții. Dar ei nu se uită că ei înșiși fac coadă. La bunătățile astea seculariste, la moaștele seculariste, să le zic așa, un nou iPhone, un nou televizor, o nouă mașină, mai știu eu ce, și astea, oamenii își pupă, adoră aceste lucruri. E vorba tot despre religiozitate. A avut mare dreptate și dintotdeauna s-a spus lucrul ăsta, secularismul se vrea o nouă religie. Iar acum, pentru că trebuie să diversificăm piața, de ce să nu băgăm și costume de Halloween pentru animalele de companie? De ce?
Pentru că animalul de companie este foarte iubit de, de proprietar, de stăpân. Pentru mulți, animalul de companie este un idol. Atunci omul bagă mâna în buzunar să-și costumeze și animalul de companie. Da, când e vorba de biserică, zicem, vrei în spitale, nu catedrale. Când e vorba de animale de companie, de ce spunem? Dă banii aia unui sărac. De ce să cumperi un costum de Halloween unui cățel? Păi, piața este imensă, dacă ne uităm pe cifre. În America, Halloween este sărbătorit de 170 de milioane de oameni. 170 de milioane de clienți. Cine nu vrea 170 de milioane de clienți? Se bat firmele pe clienții ăștia. Înțelegeți? Nu e vorba numai de valori, nu e vorba doar de teologie, ci este vorba de un întreg. Că teologia dă omului valori și omul se exprimă în viață funcție de valorile sale. Și cumpără și vinde funcție de valorile sale. Iar ăștia vor un om desacralizat. Din comercializarea a fost prima mare problemă a desacralizării lumii, pentru că e nevoie să se cumpere. Și, iarăși venim la cifre, dintre cei 170 de milioane de americani, aproape 30 de milioane își costumează în fel și chip animalul de companie. Și sunt dispus să cheltuiască oricât de dragul distracții. Înțelegeți? Este vorba de piață. E vorba de altceva. De aia s-ar ăștia seculariștii cu gura pe lumânările de la biserică. Știi că le vor impozitate. Ei țipă pentru că nu plătesc ei lumânarea la biserică. Impozitarea lumânării înseamnă ca, de fapt, credinciosul să plătească o taxă pe credința lui. Eu cred în Dumnezeu, aprind o lumânare, trebuie să-i dau statului 19% pentru treaba asta. Statul, sigur, cândva a legiferat foarte corect că na, dacă ești credincios, nu trebuie să plătești impozite pentru credința ta. E absurd. Dar seculariștii care văd bani în orice, spun, stai, domnule, cum adică impozităm fumul, impozităm aerul, impozităm proprietatea, impozităm și nu impozităm religia. Hai să impozităm și religia. Și atunci încep să urle că vor taxe, TVA și mai nu știu ce, pe donațiile credincioșilor. Asta mai lipsește, să băgăm TVA la donații. Și cu asta am rezolvat-o, știi? De fapt, asta este problema seculariștilor, că vor o lume din ce în ce mai comercială. Vor mai mulți bani. Asta este. Și cum din religia tradițională nu se fac prea mulți bani, că omul este mai stăpânit, așa, e mai echilibrat, nu, trebuie să-l desacralizăm pe om, trebuie să-l secularizăm, să-i băgăm toate patimile în cap, să facă consum. Sărbătoriți Halloween-ul. Sărbătoriți, ce mai avem, Valentine's Day, deși ele la bază, culmea, aceste așa zise sărbători comerciale au la bază sărbători cu adevărat religioase. Valentine's Day vorbește de Sfântul Valentin și Halloween-ul vorbește de fapt de seara tuturor sfinților, All Hallows Eve. Pomenirea tuturor sfinților, pomenirea celor adormiți în Biserica Catolică. Cum avem și noi, iată, sâmbătă o să avem moșii de iarnă, pomenirea celor adormiți. Numai că la noi credinciosul mai merge cu coliva la biserică să-și pomenească adormit, în vreme ce la ei credinciosul a cam uitat de biserică și își cumpără costume de Halloween. Asta e diferența. Sărbătoarea se transformă dintr-o pomenire adevărată sau dintr-un dialog real cu Dumnezeu într-un dialog închipuit cu tine însuți și cu apucăturile tale comerciale. Despre asta este vorba. O să mai vorbim de treaba asta pentru că sigur, suntem în plină luptă secularistă și nu o să se termine prea curând, dimpotrivă. O să se întețească. Ăștia până nu bagă biserica la închisoare, nu se lasă. Bine, figurat așa, adică să o scoată din societate, mă refer, că asta este ideea. Să dăm la o parte biserica. Credincioșii n-au voie să vorbească, biserica n-are voie să vorbească, n-avem voie să existăm, să ne încuiem undeva. Înțelege că nu mai poți să ne bage fizic la închisoare, dar ne construiesc o închisoare virtuală, așa. Asta vor, să ne izoleze. Na, ești cu credința? Hai, pa, la revedere, nu discutăm. Noi suntem cu democrația. Chipurile. Democrația a fost folosită doar ca paravan pentru interesele seculariste ale susținătorilor. O să vedem mai departe ce se întâmple. Atât din emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care ne-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei, ne reauzim la edițiile următoare ale emisiunii de Presat Presa. Toate cele bune, Doamne ajută!